Realizăm. Nu, discutăm. N-am renunțat la nimic. Discutăm. Salut, prieten, îl avem aici pe domnul mincinosul PNL, numărul 1 la minciună. Da, zi, Marian, domnul, hai cu mine. Dai cu mine că să mă duc undeva, hai pe jos. O rugămintea mea. Dar nu zbiera că mă doare urechea. Nu zbier bine. Spuneți-mi și mie despre domnul Cătălin Cârstoiu, care este fiul, da, fiul unui torționar din 13-15 iunie. Aicăsul era șeful de la baza. Dă-mi telefonul din... și vorbește. Și nu. Din și din Argeș. Da. Ce era? El a pus la... Dar ce era? Iartă-mă, Marian. Ce era tatălui? Tatălui a fost șeful ITB-ului din Argeș, cum s-ar spune. Ba da, și a pus la... A pus... Chiar nu știu, dar... Dosarul în Mineriade scrie... Stai puțin. Dai că s-a pus tatălui autobuze la dispoziția minerilor. Da, 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 da. A fost șef ITB? Da, la Argeș, adică ITA, da, și... Dai că s-a dat minerilor bâte... Tatălui? Da, ca să... ne bată minerii în București. Cum o consider? Da, foarte sigur. O cum o considerați că acum chiar la fix 35 de ani noi avem candidat fiul unui torționar? Pe mine mă doare că iarăși mi-aduc aminte pe acele traume pe care le-am avut în 13 iunie. Sper să nu fie. Cum vă e rușine ca Mariana, partid stai, să puneți Mariana, așa ceva? Da, spuneți. Să prima dată să aflu, că mi-a atras atenția, eram este în guvern, adevărat. Te-am rugat frumos, lasă-mă este să verific. Este adevărat, da, da. Acum jumătate de oră mi-ai spus, sau 45 de minute. Așa, da. Astăzi, până da. La ora 7, verificăm. Ce faceți dacă este adevărat, îi cereți demisia? Dragul meu, Marian, lasă-mă să verific și după asta spun dacă este adevărat, îi cereți demisia. Eu sper că nu e adevărat. Din tot sufletul să fie o dezinformare. Adevărat. Nu, de, nu. Tu ești de bună credință, nu vorbesc de tine. Poate cineva... Dosarul Mineriadei este, da, declarația a doi lideri ai minerilor din, da. Din județul... Ai că dosarul da, da, da. Public. Da, l-am dat. Este, da. Cum comentezi și altceva? Cum să comentezi? Am spus acum răspunde-l oamenilor dacă da. Vezi cum facem mai încet, mai încet, cu minciunile mai voastre. Încet, bine, bine. Cum facem cu minciunile... Cu care din ele? Ce minciuni? A, cu care păi din ce minciuni ele? Ai mai avut altele. Ce minciuni? Care? Bine, ce uite, minciuni? Uite, unu. Dăm, una, zi. Îți aduce aminte în 10 august 2018? PNL, nu, și înainte, la congres. PNL, PSD, deci am făcut da, listă comună? Da. Pentru că în momentul ăsta pericolul de la est e real da. Și România are nevoie de stabilitate. Iar în Parlamentul European are nevoie de 20 de europarlamentari. Că acel Tudor, acel care deschide Tudor? Lista, Tudose. Cum îl cheamă? Tudose. Tudose. Da. A jignit România, a umilit diplomatic când a venit... Primul ministru nipon în țară pe care a lăsat în aeroport ca pe un bagaj. Sunt momente în viață când oricâte supărări și oricâte războaie, numai puțin, oricâte războaie ai avea, trebuie să te gândești la ce trebuie să faci pentru România. În momentul ăsta, nu cu criminali, niciodată nu mă voi asocia cu proprii mei criminali. Te înțeleg și foarte bine faci că ești intransigent, dar România astăzi are nevoie de stabilitate mai mult ca orice. Să plece Ciucă nu, de la nu, partid. Nu, nu, care treabă, nu pleacă, nu pleacă, nu pleacă, are treabă. La 5. Nu treabă, are treabă. Și altă parte. Pe ce ai uitat așa de repede, mai aduce aminte 10 august 2018, da. Când tu urlai în emisiuni, că ai dracu, că trebuie băgați în pârnaie toți. Și acum, greșit, da. Cum să stai cu acel Marian. Partid care ne-au gazat, ne-au umilit? Îmi spui și mie. Ții minte cum a stat SPD-ul cu CDU care era în război total? Dar nu m-a luat cu alea, stii, Rareș, am o rugăminte. Marian, situația la răsărit e mult mai Rareș, am o rugăminte. România are nevoie de stabilitate. Răspundem. Ți-am spus. Nu pe ce faci spus, nu ne iubim pact
cu PSD, Partidul Criminalilor din 89. Dar ți-am explicat de ce. Pe mine ai toate nu mai nu mai făcut ca să te înțeleg. Are, are astăzi nevoie de stabilitate și de și, ești de acord cu Aur? Ești de acord cu ce o să facă? Nu mă lua cu ăia, dă-i, Doamne, iartă-mă, spune ai să-i și cu mie. Cu 12, cu 12 europarlamentari în Parlament? Am, lasă-mă, că și și ai voștri, PNL, euro, parlamentari nu au făcut nimica, știi? Aia mă, Udose ce a făcut? Haga, zi, ăla, la voi, ce au făcut? N-au făcut nimica. Aia mă, că ești Rareș. De ce-ți place să minți așa de mult? Ascultă-mă, chestiunea cu agricultura, cu GAEC 7 și cu GAEC 8, chestiunea legată de subvenții în agricultură, 2,3 miliarde. România n-a avut niciun beneficiu. Mariane. Cum ar fi trebuit să aibă? N-a avut. Nu, nu sunt nimic. Nu. Vineri am fost plecați de la Timișoara și Iași. Două aeroporturi complet modernizate din bani europeni. Dar lasă-mă aeroporturile, viața oamenilor. Viața oamenilor este varză. Viața oamenilor este varză. Puterea lor de cumpărare. Uite ce. Da, știu. Uite ce. Uite, vezi? Această lupă arată și mie creșterea economică a populației. Arată nimica, totul este la fel. Salarii mici. Marian, s-au făcut o mulțime de lucruri în 30 de ani, nu puteți să le negăm. Pentru voi, pentru politicieni, da. La fel și înainte. Spune și acum, și acum 30 și de ani, și acum 10 ani. Uite, uite. Luna asta, da? Luna asta, câți bani ai câștigat ai tăi? Câți bani? Tu, salariul meu, nu știu, cât este? 7.000. 15.000 de euro, da? Spune și mie cât români... 7.400 de euro. Din care trebuie să-ți plătești bilete de avion, cazări... Câți români câștigă banii ăștia? Uite-l pe Ionuț, uite-l pe Ionuț. Uite, vezi? Lupa pentru să vedem creșterea economică din partea voastră, că ne mințiți. În jumătate din statele Uniunii Europene se trăiește mai prost decât în România. Rareș, o rugămintea mea. Nu poți tu ca să nu mai minți, nu poți ca să te oprești din minciuni. Iar românii, îi invit să vină acasă, pentru că s-ar putea ca să vină acasă, Doamne, ferește, cum să vină acasă când toți pleacă? Mai mici salarii decât în cine? În mulți, în sudul Italiei salariile sunt mai proaste decât în România. Din cauza voastră, din cauza politicienilor. Da. Din cauza politicienilor, pentru că voi nu faceți nimic aici. În Grecia, da? Cum mă pui că nu se întâmplă nimic? Poți să spui se întâmplă lucruri și aș fi vrut să se întâmple Rares. Mai repede, dar nu poți să spui că nu se întâmplă. Nu ești bun ca să facem misiunea, cum să adormim copiii răi. Bine, ne vedem la partid peste cu. Ce, ai venit aici treabă, să mănânci? Treabă. Nu, am treabă. Nu este aici scump? Nu, că nu stau. Am treabă. Banii tăi nu e scump, așa e. Ne vedem, dar la un om oarecare... Ne vedem scump. Peste o oră la partid. Uite, că vezi? Nu pleci de acolo. Ia uite, vezi? Unde se de vede... Ne vedem peste o oră. Bine. Da. Deci, ați văzut ce... Cât poate și cât de nonșalant este când minte. Cum? Ăsta e bun pentru filmele rusești, ca să joace în roluri de animalul stăpânului lui. Ăsta este cel mai bun rol al lui Rareș, animalul stăpânului. Ați văzut cât minte? El ia 7.000 de euro. 7.000 de euro și ăia sunt mulți pentru ceea ce face pentru țară. Asta este realitatea.